Pace, frate și surori, vă mulțumesc tare mult, frate Daniel, pentru invitație. Vă salut și eu pe toți în numele Domnului Isus. E un mare privilegiu pentru mine să fiu aici, să vă adresez câteva cuvinte în dimineața aceasta de sărbătoare. Vă aduc în primul rând salutări, așa cum ați auzit, din partea Societății Misionare Române pe care o reprezint în perioada aceasta dar și din partea fraților și surorilor din Statele Unite. Fratele Daniel a prefigurat cumva lucrul acesta. Vă aduc salutări din partea Asociației Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite și Canada și din partea Bisericii Baptiste Betel din Los Angeles. Acum sunt la Los Angeles, nu mai sunt la San Francisco, frate Daniel, dar tot acolo în zona California. Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină în harul lui. Amin. Um. Mă bucur tare mult că sunt aici în dimineața aceasta, când îi sărbătorim și vrem să încurajăm pe tinerii care sunt studenți la Institutul Teologic Baptist. Niște tineri care sunt studenți la seminarul acesta pentru că au o dorință sinceră, cred eu, de a avea un impact mai mare în lume. Să... Sunt la seminar, sunt studenți și au pus o parte din viața lor deoparte ca să învețe să slujească mai bine pentru că ar dori să aibă un impact mai mare în lume. Așa este, dragii mei? Eu cred că asta este motivația voastră și cred că asta ar trebui să fie motivația noastră a tuturor, să fim o, o lumină mai strălucitoare, o, o voce mai puternică, pentru ca oamenii să audă Evanghelia și să se întoarcă la Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Un lucru minunat, un dar de la Domnul, prin puterea lui Dumnezeu, un lucru despre care vorbește și Apostolul Pavel și uh, când, când îl încurajează pe Timotei, la 2 Timotei 1 cu 6, îi spune de aceea ți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Aș vrea în două minute, câte mai am la dispoziție, să vă aduc și acest îndemn la salut din partea Apostolului Pavel pentru studenți și pentru noi toți înflăcărează darul, înflăcărați darul acesta pe care Dumnezeu l-a pus în voi și în noi, întețiți înteți flacăra acestui dar, faceți-o să ardă mai tare, să fie mai strălucitoare, să fie mai mistuitoare, mai puternică. Înflăcărează darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Înflăcărează-l pentru că dacă nu-l înflăcărezi, se va stinge. Dacă nu-l întețești, el încet, încet se va diminua și se va stinge. Dar care este darul acesta? Despre ce vorbește Pavel aici? Darul spune este curajul de a-L mărturisi pe Domnul Isus și acela de a suferi pentru Evanghelie. Versetele 7 și 8 pe care le-am citit mai devreme. Dumnezeu ne-a dat un lucru de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință să nu ne fie rușine și să suferim împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Înflăcărează darul. O imagine tare frumoasă. Oare ce vrea să spun aici Apostolul Pavel? Care este încurajarea lui pentru noi, îndemnul lui pentru noi? Eu sunt copil de București, am crescut în biserica asta, crescut în bulevardul de la Cutei, după aia în drumul Taberei. Am crescut la bloc, cu alte cuvinte, și n-am avut ocazia să fac focul de foarte multe ori decât la Aragaz. Dar când mergeam la țară, la uh, unchi, mătuși pe care le aveam la țară, mă uitam cu uh, interes cum se făcea focul. Și făceau focul în sobă, făceau focul la boiler, la baie, să aibă apă caldă și mi aduc aminte de unchiul meu, unul dintre ei care făcea cu mare grijă focul în sobă, lua niște bucăți mai mari de lemn, mai întâi și le așeza acolo cu grijă, apoi lua niște bucățele mai mici de lemn și le punea pe sub ele și printre ele, și apoi lua poate și o bucată de ziar și o băga acolo, și apoi dădea foc la ziarul acela care se aprindea și aprindea vreascurile și aprindea focul. Dar mai făcea un lucru unchiul meu care pe mine copil fiind m-a uimit. S-a apucat să sufle în foc. Și în mintea mea de copil, eu asociam suflat un foc cu stingerea lumânărilor, că sufli să stingi când ești la o petrecere, la o sărbătoare, stingi lumânările, focul se stinge când sufli în el. Dar el sufla ca să-l aprindă sufla ca să aprindă focul acela. Și după aia mi-a explicat el când l-am întrebat că focul are nevoie de oxigen care să se, să se aprindă. Și un foc care este așezat bine cu toate elementele necesare acolo, el, când îi dai foc și îi dai aer, îi dai oxigen, îl înflăcărezi, îl aprinzi, îl întețești și crește și cuprinde totul și mistuie totul. Și acesta este îndemnul Apostolului Pavel pentru noi. Dragii mei, voi aveți un dar de la Dumnezeu care a început ca o flacără mică în inima voastră, flacăra aceasta de a împărtăși Evanghelia, de a spune oamenilor despre Hristos, dar focul acesta, dacă nu îl întețești, dacă nu sufli peste el, dacă nu pui elementele necesare ca să crească, se va stinge. Și de aceea spune Pavel, înflăcărează darul! Înflăcărează darul lui Dumnezeu, nu te lăsa, nu lăsa să se stingă, înflăcărează, trebuie făcut mereu constant lucrul acesta, fără oprire. Focul are nevoie de combustibil pentru că altfel se stinge și Vedeți, existența focului este dependentă într-o anumită măsură de ascultarea noastră, de, de, de faptul că noi înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la asta și facem ceea ce ne cheamă să facem. Dar ascultarea uh, slujitorului, uh, ascultarea noastră este dependentă de prezența Duhului lui Dumnezeu. Asta spune el aici. Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică. Deci astea sunt bucățile acelea de lemn, elementele pe care le folosea, dacă vreți, în imaginea aceea. Nu ne-a dat un duc de frică, ci ne-a dat un duc de putere. Mai punem un, o, o, o bucată de lemn acolo, un să ne-a dat un duc de dragoste, ne-a dat un duc de chipzuință. Înflăcărați focul acesta, lăsați Duhul să sufle, lăsați Duhul să intre, ca nu cumva să ne fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, să nu ne fie rușine de Evanghelie și să fim gata să suferim împreună cu El pentru Evanghelie. Cu alte cuvinte, dragul meu Timotei spune Pavel, să știi că suferința va veni dacă vrei să intri în lucrarea aceasta. Suferința este garantată. Suferința este parte din lucrarea creștinului. Să nu-ți fie teamă. Dar să nu-ți fie teamă pentru că ai Duhul lui Dumnezeu și ai puterea lui Dumnezeu. Așa că îndemnul meu din partea Apostolului Pavel pentru voi în dimineața aceasta și pentru noi toți este haideți să întețim prezența Duhului în viața noastră prin toate mijloacele posibile și să lăsăm să sufle putere peste lucrarea noastră. Amin!